Acum vreo două zile am tras o speriatură pentru că nu l-am văzut pe porumbelul Borobață. Și ieri a venit, dar eu am avut treabă și n-am putut să filmez. Acum au venit câțiva dintre puiuții ăștia. Sper să vină și Borobață. Mamica îi iubește. Ăsta cred că e Borobată, da, e Borobată. Eu mai venit porumbelul Curajosul și încă o porumbiță albă. Se poate că e Ileana Cosonzeana. O preau ei loc să cam ciondănesc. Hai la mază copilul, mami, hai. Uite, mămica, ascult grâu ca să vi dau eu să vă fac, dar de ce ați plecat? De ce plecați, mămică? Puișorii mei. Mami s-a speriat că am crezut că a pățit ceva Borobață. Dar nu te bătea cu copilul ăla, nu. Ieri mi s-a părut că am văzut un porumbel care semăna cu favoritul. Nu știu dacă era el și Nadia o fi văzut alt porumbel în grădina mort. Acum câteva săptămâni am plâns, m-am supărat. Dar eu îi iubesc tare mult și super mult pentru ei. Îmi place să mă uit la columbofilii adevărați, să văd și alți porumbei. Porumbeii lor seamănă cu porumbeii mei, ăsta face escaladări. Gata, a terminat de papa cu Borobață? A terminat? Gata? Nu mai papi? Nu mai e, s-a terminat? O să mai dea mami. Mai vă dă mami ca să vă faci, da? Da? Cine e Borobață cu minte? Uite cum stau ei frumos. Vă mai dă mami să vă faci. E Borobață, e Borobață. Îi gonește pe toți. El e stăpân aici, el e stăpân, da, da, mami. Mămica și-a făcut ceaiul și acum o să luăm medicamentele, mâncăm și până vă mai dă mami o tură de papa. Am și niște colțulețe de pâinică pentru voi, da? Borobățu! Ah, vă pupa mami.